Vreau să ocoliți pe partea aceasta, cad țurțuri de sus. Acest polițist a primit o misiune importantă. Trebuie să informeze populația despre pericolul ce-i amenință de la înălțime. Țurțurii ce stau ciorchine la streșinile clădirilor din zona centrală a orașului. Există pericol foarte mare de căderi, au urcat sus, au dat jos din țurțuri ce s-a putut. În fața Facultății de Arte din Timișoara, polițistul a fost înlocuit de un carton. Atenție, cade gheață, nu circulați pe lângă clădire, scrie pe pancarta plasată pe mijlocul trotuarului. Pietonii sunt nevoiți să iasă în stradă, printre mașini, ca să evite zona periculoasă. Am văzut și ne e frică să nu ne lovească. Nu știu de ce nu se ocupă nimeni de așa ceva. Trebuie să trecem pe stradă ca să ne calce mașini. Pe aici, printre mașini, nu este greu de circulat. Ba da, dar dintre două rele am ales cea mai puțin rea. N-am pe unde să trec, mi-e frică, dar m-am și ferit. Și pe fațadele a zeci de blocuri din Timișoara au apărut țurțuri gigantici. Vă e frică? Da, pentru că ne pică în cap. Frică, nefrică, ce să faci? Sunt. Chiar sunt. Și pe jos e bine. Proprietarii imobilelor și asociațiile de proprietari sunt cei care trebuie să îndepărteze țurțurii periculoși. Dacă un cetățean este rănit de către un țurțure care pică de pe proprietatea cuiva, proprietarul răspunde legal și de aceea vrem să nu se ajungă la astfel de situații. Cine nu se conformează primește un avertisment de la poliția locală.